Bine m-am găsit la un nou episod, un episod în care o să o prezint cu mașina dusă la comandă. Am ales mașina asta pentru că are o motorizare mai rară și nu știu cine și-ar cumpăra pe mașina asta această motorizare, dar a fost și una dintre cerințele clientului oarecum. Și dacă o să vadă acest episod, poate să lase și el un feedback în comentarii. După cum vedeți, într-adevăr este un BMW. Pentru cei care folosesc Instagram, găsiți pozele cu el din Franța, de la licitație și de când a ajuns. Și are și destul de multe rotări, mi se pare că pe alb arată destul de bine și probabil că printre voi sunt anumite persoane care vor să-și cumpere modelul ăsta sau au modelul anterior. Dar înainte să trecem la episod, vreau să vă prezint raportul de la acest BMW seria 5. Avem aici un E60 varianta diesel. Din păcate are ceva kilometri dați înapoi, statutul legal este ok și pe parte de daune nu este raportat nicio daună, iar în 2019, luna 12-a, mașina arăta cam așa și a fost pusă la vânzare. Din ce se vede în bor, sunt undeva la 290.000 de kilometri. Și ce mi se pare interesant este că vorbim despre un 535 diesel, care este destul de emblematic și destul de rar găsit pe piață. Iar până la kilometri ăștia poate că deja s-au făcut anumite intervenții, să zicem așa, asupra motorului. Ideea este că aici s-au dat deja undeva la vreo 100.000 de kilometri, având în vedere că au mai trecut încă 2 ani. După care kilometrii sunt desfășurați, la 290.000 a fost vândută conform pozelor de mai sus. Au fost dați 100.000 când a fost importată, după care mașina a mai făcut ITP-uri, a mai fost matriculată. Nu avem nimic pe partea de daune raportat, dezastru natural nu avem nimic. BMW seria 5, 535, 3 litri, 280 de cai, diesel, 4 uși, 5 locuri, piața de destinație Europa, 6 cilindri. Aici avem și un ITP picat în 2013. Dar mașina, într-adevăr, a fost la vânzare în 2019, luna 12, exact cum vedeți cu pozele de mai sus, și după a fost matriculată în România, ITP, și a fost matriculat iar 2020, luna 1, când probabil s-au și dat kilometri înapoi, exact, unde s-au dat din nou înapoi. Cam așa arată un raport detaliat, depinde foarte mult de istorie, bineînțeles, și unde a fost listată mașina, pe unde s-au făcut reviziile, dar dacă vreți să vedeți ca și voi o mașină, aveți link în descriere cu 20% reducere sau puteți folosi coduluțul la pagina de plată pentru a beneficia de 20% reducere la fiecare raport. Hai să trecem la episod. Și că tot vorbim de modelul anterior, modelul de față este un BMW X1 din 2018, ce este echipat cu motorul de 2 litri benzină de 192 de cai putere. În partea din față observăm senzorii de parcare, farurile astea full LED foarte frumoase, motorul pe benzină, care este destul de silențios și poate scoate și consumuri destul de bune la drum lung. Avem jantele astea destul de frumoase, care arată și ele destul de bine. Pe 18, 225-50, 18. Avem parbrizul, care este în stare bună. Avem plafon panoramic cu trapă. La interior e un pic murdare prezentat exact cum a venit. Geamuri electrice, reglaje electrice pentru oglinzi, scaunele sunt din piele. Plafon negru cu panoramic. Poate fi ținut și ca și trapă strict sau poate fi deschis panoramicul. 136.000 de kilometri, navigație mică, scaune încălzite, cutie automată, modul de condus. În spate cam așa arată piele. Panoramicul cam așa arată în spate. Janta pe spate. Și chiar și în partea din spate mi se pare că arată destul de bine, avem două evacuări reale și au un oarecare sunet specific de benzinar, însă mi se pare că partea asta din spate o face să arate destul de bine. Avem X-Drive 20i, 20 benzină. Hai să ne uităm puțin și în portbagaj, deschidere automată electrică a haionului. Cam ăsta este spațiul în portbagaj. Poate e mult, poate e puțin, dar cine își cumpără un X1, nu știu, tind să cred că mașina asta se pretează mai mult la tineret. Sau dacă nu, cadou pentru soție, pentru mamă, de ce nu? Pentru că ai spațiu suficient, depinde ce nevoie ai, dar mi se pare o mașină frumoasă și pe alb chiar arată bine. Jantele arată destul de bine, ceea ce denotă că faptul că probabil mașina a mers în afara orașului, având în vedere kilometri pe care are. Și e o configurație destul de rară, pentru că nu știu cine și-ar fi cumpărat benzină pe mașina asta, însă clientul asta a vrut. Și eu zic că la drumul lungi oricum motoarele astea le-am mai lăudat și eu prin alte episoade, pot scoate consumuri destul de bune. Anvelopele de iarnă, ar mai merge un sezon cum se zice la noi. Parbrizul e schimbat în 2023, deci probabil au luat ceva pietre sau cine știa că a căzut ceva pe el. Știu că multă lume e deranjată cum, adică să fie schimbat parbrizul. Parbrizul este un consumabil și până la urmă nu văd o problemă în a fi schimbat, mai degrabă îl văd un avantaj decât să cumpăr o mașină cu defecte. Farurile astea sunt foarte frumoase și îți oferă o vizibilitate foarte bună pe timp de noapte, dar destul cu prezentare exterioară pentru că se face deja destul de târziu și nu o să mai fie suficientă lumină. Hai să mergem la interior să vedem cum merge.
Așadar, iată-ne la interior, la volan. Cam ăsta este interiorul unui BMW X1 de generație nouă. Avem mai scaune încălzite pe 3 trepte. Avem climă cu afișaj digital, avem butonul de auto la climă. V-am tot vorbit despre panoramic, care poate fi folosit și așa. Însă poate fi folosit și stricat și țărapă. Așadar, hai să mergem puțin cu acest BMW X1. Să vedem exact cum se simte. Mașina are și un pachet de lumini ambientale pe aici, pe aici și prin ușă. Din câte știu din setările de la lumini de acolo, ar fi pachetul clasic și pachetul sport, adică acest alb și un portocaliu. Marea majoritate pe modelele astea cumpără un diesel și cred că și eu mi-aș cumpăra diesel, dar eu aș alege diesel având în vedere câți kilometri fac și condițiile în care merg. Însă poate că sunt oameni care nu neapărat că nu apreciază dieselul, nu vor un diesel, nu le place cum merge un diesel sau nu vor zgomotul specific de diesel. Pentru că, într-adevăr, benzina este mai silențioasă, însă benzina vine la pachet cu un consum puțin mai mare, dar cu mai puține bătăi de cap. Chiar vreau să văd... Bine, consumul este irelevant de la pornire, vreau să văd pe termen lung cam ce consum are această mașină on board. Da, este irelevant, văd că a fost resetat. Da, eu zic că mașina asta la drum lung poate să consume un 6-7%, ceea ce nu mi se pare mult. Benzinarele astea de generație nouă de la BMW chiar sunt destul de fiabile, sunt mult mai rafinate, sunt mult mai economice. Aici avem butoanele pentru cruise control simplu, nu este adaptiv, pilot automat și limitator de viteză. Farurile astea LED, personal nu aș cumpăra modelul ăsta fără farul LED și dacă l-aș cumpăra pentru mine și dacă l-aș cumpăra pentru stoc. Pentru că este o mașină de generație nouă și este păcat să nu ai niște faruri de generație nouă. Mi se pare că ajută mult și pe partea de design și mi se pare că până la urmă e vorba de vizibilitatea pe care o ai tu la volan. Noaptea, na, sunt niște faruri LED, adică totuși e păcat. Știu că sunt foarte multe mașini ce au farul cu halogen. Vorbim și pe Adesa, pe actual Open Line, sunt foarte multe cu farul cu halogen, dar alea sunt mașini probabil de flotă sau sunt oameni care au un buget mai limitat în momentul în care își cumpără o mașină nouă și nu interesează să aibă panoramic, să aibă farul LED, să aibă încălzire în scaune. Pur și simplu merg în reprezentanță, vreau cel mai ieftin BMW X1 și își cumpără unul manual cu motorul de 2 litri cel mai slab ca și nivel de putere și într-adevăr au un X1 de generație nouă, mașină nouă pe care peste câțiva ani o vor da înapoi la firma de leasing și firma de leasing o va pune la licitație. Dar și prețul de revânzare atunci va fi mai mic, pentru că și prețul de nou a fost la rândul lui mai mic. Personal, eu am mai zis că nu sunt fan SUV-uri sau crossover-e, îmi plac multe, cum ar fi Kadjar, cum ar fi Qashqai, cum ar fi X3, X4. X1 este pentru cei care vor o mașină cu gardă înaltă la sol, intervine și partea de buget, bineînțeles, depinde ce buget ai. Însă mi se pare o mașină frumoasă, mi se pare o mașină fiabilă dacă este întreținută corespunzător, pentru că eu zic că orice mașină poate să ducă mulți kilometri dacă este întreținută corespunzător, dacă este exploatată corespunzător, pentru că degeaba este ea întreținută cu revizii la 10.000 de kilometri sau poate obsesiv și mai puțin, dacă ea este condusă preponderent în oraș și ea este diesel, pentru că ok, pe partea de mentenanță mașina aia nu va avea de suferit și va fi ținută din scurt. Da, filtrul de particule are de suferit, DPF EGR are de suferit, dacă nu-i pui AdBlue de bună calitate are și el de suferit și un senzor de AdBlue este destul de scump, am simțit-o pe pielea mea. Și într-adevăr, uite, la benzinar simt că totul este mult mai lin, mult mai rafinat. Eu am mai urmărit și am mai avut benzinare de generație nouă de la BMW în stoc. Am avut acel BMW seria 4430i care la bază este un 2.0 de 252 de cai și mi se pare foarte flexibil ca și motor, în ciuda faptului că este un 2.0, mi se pare că este destul de potent și pe caroseria aia mi se părea mai mult decât suficient. Plus că intervine partea de impozit. La fel și mașina asta este 2.0 benzină, 141 de kW, adică 192 de cai. Pentru un X1 să ai puterea asta mi se pare mai mult decât suficient și nu știu de câte ori vei folosi puterea asta în adevăratul sens al cuvântului. Avem și modurile de condus, bineînțeles, dar aici deja nu am apăsat din greșeală pe DSC. L-am activat acum, l-am dezactivat din nou. Da, se vede că nu conduc BMW în fiecare zi. Și avem aici butoanele pentru Eco Pro. Singura funcție ce mi se pare interesantă și întotdeauna mi-a plăcut la
La Eco Pro și la BMW este funcția de coasting care s-a activat și acum, depinde și cât de aerodinamică este mașina într-adevăr, dar mașina asta mi se pare aerodinamică, merge practic pe liber și poate să-și mențină viteza destul de bine. Că tot vorbeam mai devreme de mentenanță, mașina asta beneficia de revizie, de schimb de ulei, filtre, ulei în cutie, i s-au schimbat cam tot ce era de schimbat, astfel încât să fie la, pusă la punct cât mai ok posibil. A fost una dintre cerințele clientului și acum sunt oameni care vor să-i ajungi cu serviciile astea, sunt oameni care nu. Ideea e că de obicei cei care vor să-i ajungi pe partea asta de mentenanță câștigă timp, chiar dacă poate dau niște bani acum, câștigă timp, pentru că nu mai merg ei ulterior în service să-și facă reviziile și toate cele. Intervine și partea de teamă într-adevăr, dar eu niciodată n-am luat banii înainte unui client dacă îi fac revizia sau ceva, adică le-am achitat eu către service și ulterior am primit banii de la client. Și eu fac poze, adică eu rog pe cei de la service, chiar dacă sunt momente în care eu nu pot să stau secunde de secundă lângă ei, dar îi rog să facă poze la orice piesă schimbată, orice ulei pus acolo, orice lichid pus în mașină. Pentru că știu și înțeleg temerea oamenilor, sunt servisuri care zic, ți-am făcut revizia, vino să iei mașina și nu ți-au făcut nimic. Și asta s-a întâmplat și la reprezentanțe și vorbim de alte costuri acolo. Sunt servisuri care, nu știu, dau un exemplu, tu ai de schimbat o bieletă, spune să schimbi brațul cu totul sau în cazuri în care servisurile de multe ori își văd interesul și dacă văd că, nu știu, acel client nu e foarte priceput, lasă că te ajutăm noi să nu mai fi priceput deloc. Adică mie mi se pare absurd să profiți de naivitatea unui om sau de simplu fapt că nu se pricepe la ceva. Avem și ceva pe partea de sisteme de siguranță, avem front-end collision warning și putem să-l și configurăm cât de rapid să ne atenționeze. Avem early, medium și late, dar o să-l ținem pe early din motive de siguranță. Cutia de viteze este ISIN, a beneficiat de schimb de ulei în cutie această mașină și îmi place oarecum și designul pe care l-au făcut la modelul ăsta mai nou. Însă X1 mi se pare că în ultima perioadă, bine, SUV-ulețele în principiu au început să fie foarte apreciate și țin foarte bine la preț. Adică, nu știu, am văzut că modelele de X1 2013-14, dacă au și un pachet M și dotări similare cu mașina asta, deja vorbim de 11-12 mii de euro. Deci tipul ăsta cu Peugeot s-a băgat în depășire pe dreapta și era să le ia pe capotă pe ăla care trecea pentru lor nepermis. Într-adevăr, următoarea trecere e în 300 de metri, dar uite, dintr-o din asta, când încerci tu să te grăbești ca să ajungi primul la semafor, ca să frânezi, ca să fii în fața mea cu 50 de metri. Chiar dacă poate pe moment simți adrenalina aia, dar s-ar putea să te coste destul de mult. Văzusem că îmi lăsase cineva la un moment dat un comentariu despre suburbiile Piteștiului. Asta e oarecum o zonă de ieșire din oraș, adică de aici în 2 km ieși în A1, în autostradă, și că, na, mă rog, compara cu orașul lui. Ideea e că nu, eu nu fac clipurile astea să vezi cât de urât este orașul sau cât de frumos este sau cât de curat este, pentru că fiecare oraș are frumusețile lui și fiecare oraș are părți urâte. Doar că poate că sunt și mulți oameni și chiar am rămas plăcut surprins de faptul că sunt și mulți oameni care chiar sunt atenți la traseul pe care îl fac. Adică am pățit de multe ori să mi se lase în comentarii, uite, ai fost în fața blocului meu, bine, nu neapărat că aș vrea eu să ajung acolo. Dar sunt oameni care chiar sunt atenți la detaliile astea, au asta una la mână. Și au fost, bine, probabil este că este un abonat destul de activ pe canal. Am lăsat un comentariu că de multe ori sunt mai importante, mai interesante clipurile în care livrez mașini, pentru că merg în alte colțuri ale țării și că lui se pare mai interesant să merg în alte colțuri ale țării, să, adică practic acolo nu am un subiect prestabilit și eu de obicei nu am un subiect prestabilit și foarte multe lume cu care vorbesc a zis că lor li se pare incredibil cum eu pot să dau drumul la cameră să vorbesc 20 de minute și despre mașină și despre diferite subiecte fără să-mi fac un script înainte, pentru că eu consider că și am considerat întotdeauna că oamenii vor aprecia oamenii sinceri și oamenii care sunt, nu știu, autentici. Adică, da, și eu mai fac gafe și mai sunt momente în care tai anumite părți din clipuri, dar știu despre ce mașină e vorba, știu ce motorizare are, știu cum am adus-o, adică pot să vă pun în temă cu treburile astea. Dar, de exemplu, eu nu sunt Vlad de la atelierul de detailing, eu nu am cunoștințele lui tehnice și niciodată nu o să zic că le am. Pentru că, în primul rând, vorbim de vârstă, are mult mai multă experiență în domeniu și
Eu pe canalul ăsta prezint mașinile pe care le aduc, adică este oarecum și interesul meu să îmi promovez business-ul, că până la urmă de-aia pun clipurile astea și până la urmă întotdeauna am zis și sunt recunoscător de faptul că marea majoritate a clienților de pe YouTube vin și automat eu nu pot să las în paragină canalul ăsta, chiar dacă am momente în care pur și simplu obosesc, perioade în care obosesc și iau pauze. O săptămână, două, deși rar au mai fost ultima perioadă cu două săptămâni pauză, pentru că au tot venit mașini și am avut ce să filmez, am avut ce să vă prezint. Hai să mergem puțin și pe pilot, hai să mergem un pic mai jos totuși. Deși eu am o mașină joasă, cei care nu știu, eu am un E-Class W213, i-am vopsit bara pe față de când am cumpărat-o. În partea din față, pe dedesubt acolo, era zgâriată, un pic crăpată, am zis ok, o vopsesc, o refac, hai să fie ok. A doua zi după ce am vopsit-o, m-am grăbit să mă duc să parchez, să mă întâlnesc cu un client, să-i las un fiscal, am hârjit toată bara pe dedesubt, am făcut-o la fel. Adică, în momentele astea, într-adevăr, parcă simți nevoia unei mașini precum asta cu o gardă un pic mai înaltă la sol. Nu mai vorbim deja de X5, nu mai vorbim de X6 sau de GLE și alte modele, dar, într-adevăr, sunt multe momente în care simt nevoia unei mașini cu o gardă înaltă la sol. Dar pe de altă parte, parcă nu aș da confortul dintr-un sedan, deși și SUV-urile sunt o grămadă care sunt foarte confortabile. Și pur și simplu ținuta de drum, mie îmi place foarte, foarte mult ținuta de drum la un sedan, la o berlină, pentru că mi se pare că sunt mult mai aproape de stradă. Asta nu înseamnă că mașina asta e instabilă sau SUV-urile sunt instabile. Doar că, uite, într-o curbă nu e stilul meu, dar sunt mulți oameni care intră tare în curbă. Bine, nici mașina asta nu e genul de mașină care se răstoarnă. Poate dacă intri cu 140, poate nici atunci că... Na, mă rog. Ideea e că am momente în care regret așa că n-am o mașină cu gardă mai înaltă la sol. Nu fac off-road, nu fac, adică și dacă mi-aș lua o mașină mai înaltă, n-ați ține neapărat să fie 4MATIC sau X-Drive, pentru că astea vin la pachet și cu mentenanță în plus și n-am mai multe bătăie de cap și pe parte de anvelope. Mă rog, sunt poate oameni care știu, sunt poate oameni pe care nu interesează, dar trebuie să ai un pic mai multă grijă și trebuie să fii mai atent oarecum cu partea asta de 4x4. Acum fiecare sistem are avantaje și dezavantaje, nu o să vin acum să zic cum sunt câte unii pe internet, 4 e cel mai tare, ba X-Drive e cel mai tare, ba formaticul e cel mai tare, ba nu știu, orice. Pentru că fiecare are avantaje și dezavantaje și mai depinde și de mașină, mai depinde de șofer, mai depinde și de condițiile în care este testat sistemul respectiv. Adică dacă exista unul cel mai bun, probabil îl cumpăra toată lumea dacă era într-adevăr interesat. Probabil totul se rezumă la cât de răspândit este acel sistem de 4x4 și probabil fiecare om își laudă marfa lui cum e și normal. De asta, dacă vrei să-ți cumperi un Renault, nu te după grupul de BMW. Dacă vrei să-ți cumperi un BMW, nu te după grupul de Ford, că nu o să-ți recomande nimeni pe grupul de Ford ia-ți BMW, că n-are niciun sens. Și revenind la mașină, pentru că v-am zis, eu de obicei nu fac un script și vorbesc liber și deschis despre subiectele ce îmi vin atunci pe moment. Îmi place cum merge, îmi place cum se simte, îmi place liniștea pe care ți-o dă benzina, dar având în vedere kilometrii pe care îi fac eu zilnic și anual și de când am luat mașina, nu m-ar avantaja o benzină. Nu mă rezum neapărat la consumul de carburant, pentru că, uite, am schimbat un senzor NOx, deja vreo 2000 de lei s-au dus, adică dacă vorbim strict de bătaie de cap pe care o ai cu un diesel. Mie pur și simplu îmi place mersul de diesel, îmi place faptul că la 140 la oră pe autostradă sau în afara orașului, când merg la viteze mai mari, am o turație foarte, foarte mică și, da, intervine și partea de consum oarecum, pentru că am fost în Germania și m-am întors consum de 5.2 declarat de bord, probabil la pompă era undeva 5.56%. Dar asta cu viteză medie de 90 și ceva la oră. Adică am mers 140 în mare parte pe autostrăzi și mi se pare un consum extraordinar. Mașina asta probabil consuma cu 2-3 litri în plus. E vorba și de confortul pe care îmi-l dă mașina aia, e vorba că oricum i-am făcut ceva kilometri și înțeleg că nu mai valorează foarte, foarte mult. Și probabil ori o să o țin până la 5-600 de mii și o voi vinde atunci pe preț de nimic, ori mi-e greu să mă despart de ea, pentru că să-mi cumpăr ceva mai nou, mai nou mi se pare mai firav și mai slab pe partea de fiabilitate. Adică sunt multe motive pentru care n-aș renunța la ea, plus că e vorba că am început să mă atașez de ea, nu mi-a făcut probleme mari, m-a dus peste tot și mi-e greu așa pur și simplu, plus că n-am fost un copil de bani gata sau ceva să am mașini de sute de mii de la 18 ani. Am mers și cu Loganul 4 ani de zile și m-a format ca șofer și m-a ajutat foarte mult. Și având în vedere că am muncit pentru mașina asta, mi-am dorit-o. Mi-e greu așa pur și simplu să o vând, chiar că poate mi-aș permite să-mi cumpăr altceva acum. Aș prefera ca banii ăia să investesc,
Și poate când va veni momentul să o schimb și să-mi cumpăr altceva. Îmi plac foarte mult farurile astea și pe fază lungă au o lumină foarte, foarte bună. Hai să vorbim puțin despre stoc, dacă tot am venit aici, pentru că față de ultimele episoade sunt mai puține mașini aici. Singura mașină pe care o am momentan în stoc, a rămas acest BMW seria 1 pe care îl vedeți acolo, cel gri. Este luna 9 sau 10 2015, are farul LED, cutia automată, navigație mare, cameră, 206.000 de kilometri, este varianta de 116 cai și prețul este de 11.500 de euro. Urmează să merg cu ea la Arar, am curățat-o, i-am schimbat kitul de accesorii și probabil o să urmeze și o revizie. Dacă cineva este interesat, poate să-mi scrie în privat. Și dacă mă înțeleg cu cineva și îmi lasă un avans pentru rezervare, o să-i fac și o revizie. Bineînțeles, o să-i trimit poze din timpul reviziei, o să-i fac un video cu ea walk around. O să o pornez la rece, astfel încât să știe clientul ce cumpără. Meganul 1.2 Bose s-a vândut, urmează să fie livrat zilele următoare. Kadjar-ul cu 45.000 de kilometri s-a vândut și urmează să mai ajungă un Megane care momentan întârzie, încă nu s-a radiat în Olanda. Este luna 9-2020, 1.3 benzină. Break o să fie prezent acum, o să ajungă, o să fie undeva la vreo 12.500 de euro. Așadar, până atunci, X1 panoramic, farul LED, benzină, cutie automată, senzor de parcare față-spate, scaune încălzite. Nu este genul de mașină full mega full X-Drive, dar din punctul meu de vedere are ce este important. Așadar, eu vă mulțumesc pentru vizionare, iar noi ne vedem la următoarele episoade. Vă salut!